Colega mea, Alexandra Nistoroiu, jurnalistă de investigație Libertatea, este în direct cu noi. Te salut, Alexandra! Asta spune CEO-ul din Slovenia. Credem că totul a plecat din resentimentele unor angajați care au fost sau urmau să fie concediați. Care este concluzia acestor declarații? Concluzia conferinței de presă? Concluzia conferinței de presă, nu știu să spun care e. Cumva ei încearcă să placeze vina exclusiv pe niște angajați români și nu la nivel instituțional, la nivelul organizației. Adică spun că au fost în calculatoarele din România, că nu au găsit Excel-urile și că sigur au fost, dacă au făcut asta niște angajați, au făcut-o de capul lor. Deci cumva încearcă să-i scoată țeapii spășitori pe unii dintre angajații români. Ceea ce arătase ancheta noastră este că practica era una organizațională și că toate sursele povesteau că indicațiile veneau din Slovenia, de la Ljubljana, pentru că de capul lor românii nu făceau nimic. Deci sunt povești cu totul diferite. Sursele noastre spun că se așteptau încă din primele reacții ale șefilor să dea vina pe ei, pe români, deși totul era știut și coordonat din Slovenia. Iar angajații români au început să se adreseze procurorilor, care au deschis dosar și înțeleg că vor urma și alții. Sunt informații că și alții oameni vor merge, se vor îndrepta înspre procurori. Ce știm? Da, oamenii au început să vorbească cu anchetatorii și au dat seama că în interiorul companiei nu se vor regla lucrurile pur și simplu și că faptele sunt penale, pentru că vorbim totuși de mituirea pe termen de 10 ani a sute de medici. Și oamenii au inclusiv dovezi în sensul ăsta, vorbim și de Excel-urile date de noi, dar și de multe alte documente pe care ziarul încă nu le-a prezentat. Și probabil că vor pune anchetatorilor la dispoziție și documentele respective, inclusiv acea bază de date care a fost ilegal obținută din calculatoarele CNAS, Casei de Asigurări. Ce știm despre dosarul de la DNA, Alexandra? Și te rog, reamintește-ne care era traseul banilor. Cum primeau bani medicii de la Cârca? Da, știm momentan doar că dosarul a început și au fost audiați o parte dintre angajați și foști angajați. Iar traseul banilor, reprezentanții medicali, deci oamenii de vânzări ai companiei Cârca, încheiau cu medicii o înțelegere, în primul rând verbală, dar care ulterior se concretiza într-un contract de sponsorizare. O sponsorizare generică a activității medicale a medicului. Și în baza acestui contract, medicii se angajau să prescrie pe o anumită perioadă, pe 3 luni, pe 6 luni, pe un an, o cantitate X, un volum X din medicamentele companiei respective. Deci, cu alte cuvinte, se angajau că vor trata un număr de X pacienți cu un anumit medicament înainte ca acești pacienți să ajungă la cabinet. Poate unii nu se îmbolnăviseră încă. Mulțumesc foarte mult, Alexandra Nistoroiu, jurnalistă de investigație Libertatea, în legătură telefonică directă cu noi. Detalii din anchetă plus reacțiile CEO-ului din Slovenia. Toate datele pe site-ul nostru, libertatea.ro.